Primele prăjituri au fost produse la fabrica din Slatina în urmă cu 5 ani. Acum se produc zilnic 12 tone. Dezvoltarea afacerii a fost posibilă cu ajutorul investițiilor europene în linia de fabricație. Primul proiect accesat de fabrica de prăjituri s-a ridicat la peste 800.000 de euro, iar valoarea celui de-al doilea aflat în implementare depășește 1.300.000 de euro. Este un proiect de succes, după cum singur ați putut remarca, implementat pe perioada de 18 luni, cum ați observat, cu o valoare de 814, o valoare eligibilă de 814.070 de euro, din care 50% din el valoare nerambursabilă. Dacă nu am fi accesat aceste fonduri europene, nu știu dacă ne permiteam, pe timp de criză, să ne dezvoltăm. Cu ajutorul târgurilor ne-am putut orienta și vinde către țările europene. Nu numai prețul era atractiv, pentru că produsele din România, în general, sunt mai ieftine decât piețele europene, dar calitatea și originalitatea au fost de bază. 30% dintre prăjiturile produse în fabrica din Slatina ajung în magazinele din marile orașe europene. Se caută tiramisu, deci exportăm în Italia tiramisu și prăjitură fină cu lămâie. Da, deci crema de lămâie și tiramisu sunt în top și astea merg mai bine pe export. Dar astea sunt produse, să le numim tractor. Pe lângă acestea mai merg celelalte sortimente, da, avem în jur de 10-12 sortimente. Afacerea cu produse dulci continuă să se dezvolte tot cu ajutorul fondurilor europene. În scurt timp va fi deschisă o linie de fabricație pentru biscuiți de casă.